Deci suntem live, da? Știi că pornirea e ca la diesel, e un pic mai grea, însă... Da, dragi prieteni, este vineri seară, sunt aici cu prietenul meu, Robert Caraman, colegul meu, Mihai Viteazu, cum ar spune un clasic în viață, și ne-am gândit să abordăm astăzi o temă interesantă de pe vremea lui Mihai Viteazu. Cum se dresau câinii atunci, pe vremuri, înainte cu mult de epoca asta modernă a dresajului. Adică vrei să spui cam când ne-am apucat noi de dresaj? Cam atunci. Câinii se dresau și pe epoca lui Mihai Viteazu. Așa, se dresau. Dar vezi, e interesant cam cum s-ar fi dresat câinii pe epoca lui Mihai, în epoca lui Mihai Viteazu. Eu chiar am întâlnit într-o carte niște sfaturi, știi? Vrei să le ții? Deci nu știu dacă aș vrea să le spun, să nu dau unora idei, știi? Hai să începem. Acum suntem într-o discuție liberă și bineînțeles că... Deci o să dau numai o chestie. În primul rând trebuie să înțelegem că erau niște vremuri în care oamenii aveau alte mentalități. Dar într-o carte foarte veche am găsit un paragraf prin care... se sugera ca dresajul câinilor de vânătoare, știi, da, cumva să înceapă cu o pisică băgată într-un sac. Și îi tăiai, dar nu e glumă, deci chiar am citit asta, o să caut și cartea dacă vreți, știi? Și îi tăiai patru găuri pe care îi scoteai picioarele și pisica fugea cu sacul ăla în cap și mă rog, de acolo înainte ce se întâmpla, nu vrem să știm exact. Dar, deci asta era pentru câini de vânătoare. Dar oare pe vremea aia se foloseau de câini de pază oamenii ăștia? Îi antrenau cumva? Eu zic să ne întoarcem de la Mihai Viteazu mai încoace, mai până 90 și ceva, nu? De unde știm? Da, realitatea este că am putea să spunem că era în vremuri imemoriale, că unii, de altfel, cred că nici nu erau născuți pe vremea aia. Da. Nu erau născuți, însă când s-au născut... la vremea respectivă îi plimbau părinții printre maidanezii de pe stradă. Însă, apropo de maidanezi, eu cred că am învățat să dresez câini jucându-mă cu maidanezii din spatele blocului. Nu. Știi? Jucându-mă cu maidanezii din spatele blocului. Deci suntem? Sau nu suntem? Deci tu azi. Verificăm un pic conexiunea, să ne asigurăm că ne vedeți. Zice că we'll begin in few moments. Uite-le, mă, băi, ce-i mă cu noi? Da. Ce-i mă cu telefonul ăsta? Bun. Fiecare cu telefonul lui. Nu știu, scrieți-ne și voi și țineți-ne un pic conectați aici. Spuneți-ne dacă totuși este live. Da? Da. Pentru că... La trei telefoane, două arată că nu, unul că da. Așa da, că așteptăm de la dumneavoastră ceva. Noi vrem să știm dacă vorbim singuri în fața televizorului sau că avem un televizor în spate. Suntem, da? Bun, suntem. Ok. Dă-l încet ca să nu ne dublăm. Deci am învățat să dresez câini, cel puțin așa zic eu, stând cu maidanezi din spatele blocului, bă, și la momentul respectiv eu nu știam cum e cu zgarda, cu lesa și bai trăgeam de picioare, știi, hai să-i învăț târâși, trăgeam de picioare, găseam un băț de la uscat și dădeam cu bățul, făceam pe nisip așa și trăgeam de un picior, după aia trăgeam de celălalt și eu ziceam că îl dresez. Și după aceea, dai seama, dă-i apasă, dă-i trage, dă-i ține-l pe loc. Când eram mai mic, voiam să stea câini neapărat cu mine. Și am dat fiecare din maidanezii ăștia de la bloc, că avea drumul lui. Seara se ducea în treaba lui și nu, eu trebuia să-l țin. Până l-am luat un pic de mijloc și am încercat să-l țin pe loc și m-am mușcat de mi-a rupt cordonul de la căciula cu ciucuri pe care aveam. Și așa, printre altele, am învățat că, bă, nu te bagi prea mult în sufletul câinelui. Da, știi ce cred? Cred că ai văzut povestea lui Cezar Milan, da, toată lumea știe, ai văzut fenomenal, cum, da, cum a învățat el foarte multe de la maidanezii din Mexic și nu știu ce. Și citind cărțile lui, am realizat că noi în România am fost oarecum avantajați, pentru că fiecare dintre noi a copilărit cu maidanezii exact, blocului, știi?
Adică eu unul personal mi-aduc aminte că studiam așa, adică nu, eram copil, dar învățam, cumva fără să-mi dau seama, foarte multe lucruri despre câini de la maidanezii blocului, știi? Da, văzându-i acolo ce fac și cum fac. Deci, într-un fel sau altul, am fost cumva privilegiați având maidanezii blocului. Am avut și noi profesorii noștri, cum s-ar spune. Bine, hard way uneori am învățat, hard way, adică da, da, mai am și acum pe picioare niște chestii. Eu nu i-am dresat. Nu, da, eu chiar eram tare curios. Bă, aș vrea să facă lucruri, dar nu știam la vremea respectivă, de ce să zic, nu știam că se numește dresaj. Însă încercam așa, bă, arhaic să zic, să îi învăț câte ceva în ideea de a cumva de pe unul sau pe altul dintre ei să facă lucruri pe care le vedeam eu în Pistruiatul, știi? Oh, da, e de referință, nu? Ce zici? Apropo de dresaj, câinele din Pistruiatul, îți dai seama, era în 1970 și da, ceva, adică cum zici tu că era dresat acel câine? Dincolo de faptul că era polițist... Păi, da, din câte știm cu toții, ca să zic așa, era un câine din structurile MEAI-ului, nu? Sau, mă rog, ale armatei, da, undeva, da, da, care știm foarte bine cum se dresau în vremea respectivă, adică mai mecanic, așa să fim mai... Tu ești blând, mă, ești blând cu cuvântul mecanic. E adevărat, e cuvântul mecanic, însă era stilul, de ce să nu recunoaștem, stilul smuls. Dacă îi spui așa, da. Hai să-i spunem, nu știu, să-i zi metoda contrastelor, dacă spui metoda contrastelor, deja ești în epoca modernă. Da, rămânem acolo, în anii 70. Eu, de fiecare dată când îl vedeam pe câinele lui Pistruiatul, vedeam un câine foarte ascultător. Bine, nu știam că e un nene în spate care îl dresa, îl vedeam pe copilul la Pistruiatul care se înțelege cu el. Hai hop, peste gard, hai hop, du-mi geanta, hai hop, atacă-l pe nu știu care, sau mai ții minte faza aia când îl păzea pe nenicul la sus de pe stâlpul de electricitate. Acum vezi tu... Și mă întrebam cum se întâmplă lucrurile, Cătălin, cum reușesc ăștia. Amândoi facem dresaj de film, știi? Acum, mi-e greu când văd un film sau când mă uit cu ochii de acum la Pistruiatul sau ceva, să nu văd toate chițibușurile și că de fapt se uită nu știu unde și de fapt nu latră cum trebuie și tot așa și mai departe. Da. Dar pentru niște copii, cum eram când am văzut filmele astea, sau pentru oamenii care nu se pricep la chestia asta, lucrurile par așa, mamă, deci cum face câinele toate chestiile astea, știi? Deci, categoric, atenție, metodele de dresaj de atunci, care nu erau atât de groaznice cât crede chiar toată lumea, știi? Obțineau rezultate. Păi, vezi, asta este dovada, că la un moment dat am avut o discuție pe internet ăsta și chiar am revăzut Pistruiatul, mai dau ăștia pe la televizor. Și, bă, când am revăzut cu ochii de astăzi ce făcea acel câine, am zis, bă, nu se poate. Deci, Hollywood, da, mamă, dresaj, nu știu ce, inteligent, frumos, modern. Bă, dar uite, bă, un câine de la noi din Românica, care juca în filme și era de succes, bă, făcea lucruri. Adică... Tu știi foarte bine filmul ăla din 1930 sau cea cu cățelul ăla alb, care face cascadorii și aleargă, e filmul ăla negru, e film mut. L-ai șeruit și tu pe Facebook, îl găsim pe internet. Da. E un cățel care face îngrozitor de multe chestii. Mă rog, hai să nu ne ducem în asta cu filme și nu, dar știi de ce spun? Pentru că suntem exact în cadrul acestei teme, cum se dresau câinii. Da. Și pornind de la acel film, că vorbim de un etalon, câinele Calo din Pistruiatul, știi? Ne dăm seama că omul ăla știa într-un fel să dreseze câini, așa cum se dresa standard la militaria, acolo, la poliție. Să nu uităm ceva, Cătălin, să nu uităm că se lucra cu alt tip de câini. Adică câini, aici câini, vreau să ajungem. Deci, Doamne, apropo de cum erau câini atunci. Tu știi că de multe ori mă gândesc ce am face acum cu un câine de-ala. Cu metodele, adică nu cu metodele, cu cunoștințele de acum, ce am face cu un câine de-ala. Deci cu acel caracter. Da. Deci caracterul acelor câini nu-l mai regăsim. Deci, tu știi, eu m-am întrebat ce ar face un câine de astăzi în timpurile acelea cu metodele. N-ar supraviețui. Cred că ar leșina ca... O zgardă de forță! Vai, fii atent că începe să mă trag. Deci, pe vremea aia, eu știu că m-am dus la armată și la un moment dat mi-a dat niște potăi din țarcurile respective să le plimbăm. Eu o luasem în serios, că chiar ne-au dat niște câini să-i dresăm. De unde? Că îi scoteam doar. Și ne pune în coloană și spune, acum îi spune spas. Și ne învăța să luăm elan de aici cu ambele mâini, știi? Da. Să batem în picior și să tragem de zgardă și să-i spunem pas. Bă, și știi că eu nu știam că așa se face, adică că e ceva standard, apropo de metoda mecanică.
Și eu tot trăgeam, dar câinele se ducea în față. Și mă chineam mai mult să-l țin lângă mine decât să-l fac să înțeleagă ce e cu trasul ăsta. Dar să știi că militarilor de acolo le ieșea. Eu primele lecții de dresaj, ca să zic așa, într-un mod mai organizat, pe care mi l-a dat un bătrân, adică ucenicii, o să discutăm spre și cum se învață meseria asta la un moment dat. Deci au fost cu lesa legată de gard și m-a pus să smucesc de gard. Deci am smucit de gardul la vreo 3 ore până am făcut bătături în palmă, dar efectiv smuceam de gard. Asta este cum puneai lesa a găleții, știi? Da, dar de ce smuceam de gard? Ca să învăț să smucesc câinele, adică... Dar după ce calul ăla era de bine. Păi, asta vedeam și eu la armată, că ăștia smuceau, de băi, câinii erau cam cu cap între umeri, așa, dar pentru ei nu era nicio problemă. Și în final, după luni de zile, băi, vedeam, ai văzut cam calul, cam pistruiat. Bă, câinele făcea tot felul de chestii, sărea pe acolo. Mamă, deci asta ține de, ce spuneam mai devreme, de temperamentul câinelui. Deci hai să spun ceva, am avut o discuție zilele trecute, pentru că, lunile trecute, tot cu un prieten de-al meu în Belgia, și discutam cu el despre ceva. Discutam despre ceva ce acum se vede foarte rar. Câinele care lucrează de... Fac o paranteză. Întotdeauna mi s-au părut fascinate poveștile astea tale cu cei din Belgia, având în vedere ce... Da, mai sunt și de până alte țări. Da, oamenii ăia acolo mănâncă dresaj pe pâine, tu înțelegi? Da. Adică oamenii ăia sunt acolo... Eu am cunoscut oameni, deci oameni care au acum 60-70 de ani și care erau duși la terenul de dresaj de către bunicul lor. Da, când erau. Știi? Adică pe mine bunicul mă ducea la pescuit, pe ăla îl ducea bunicusul și taicusul și nu știu care la terenul de dresaj. Deci îți dai seama nivelul de experiență care e acolo. Mă rog, trecem peste. O tradiție. Da, deci îmi zicea, bă, că ceva ce se găsește foarte greu, se vede, nu că se găsește foarte greu în momentul de față, și aici e o esență a dresajului, dacă vrei, Cătălin, pe care legătură cu temperamentul câinelui. El îmi povestea, zicea, bă, nu vedem câini care lucrează doar din plăcerea de a lucra. Înțelegi ce zic? Mm-hmm. Tu înțelegi ce zic? Da. Adică tu știi că la armată și în anii 90 și ceva, și când făceam și eu și tu dresat, îl puneai pe ăla să sară de 50 de ori banca din parc sau cine știe ce gard și eventual poate îi spuneai bravo tată. Știi atâta. Mulțumit, mamă, și ăla sărea fără de cum niște... Sau îl puneai să facă toate nebunile. De unde își găseai energia? Dai seama? Pentru el... Deci acum, deci cele mai multe, ce, nu zic, hai să zicem câini dresați, dacă faci o dată de două ori și nu știu, ia mingiuța, zăhărelul sau ceva, gata, zici că... Dar s-a tuflit, nu mai face a patra oară. Și dacă îl mai tragi o dată de zgardă, gata, s-a supărat pe tine pe viață. Deci, chestia asta, să obții chestia asta, este foarte greu și se obține cu anumite metode, ca să zic așa, dar și cu o anumită structură de câine. Vezi. Da? Deci, dar mai găsim pe câine, nu-i mai găsim. Mai găsim, foarte greu, dar îi găsim, da. Foarte greu. Eu îl caut de 5 ani. Așa, și prietenul nostru, Nica, de la Constanța, tot caută de 10-15 ani încoace un ciobănesc german cu caracterul pe care îl aveau câinii de pe vremea lui. Da, din păcate stăm prost. La toate rasele. Nu numai la ciobănesc german, la toate rasele. Eu am remarcat asta foarte mult. Toate, mă rog. Dar de ce oare i-au sensibilizat atât de mult pe câini? Care e scopul? Că până la urmă, fundamental, câinele pentru ce a fost creat? Pentru lucru. Lucru. Pentru a fi util, pentru a avea utilitate. Fie labrador, fie ciobănesc german, fie cocker, fie păi erau cockerii pe vremuri. Wow. Deci dacă mișcai în front în fața cockerului, da, erau tot la mușcături asupra proprietarilor. La un moment dat au ținut top 3, mi se pare, în număr de mușcături. Deci, mă rog, duri. Deci, ai, nu știu, cu drive-ul acela. Metoda de dresaj acesta era subiectul, știi, și eu mă aduc aminte, nu știu, cum vrei să abordăm, să intrăm în ele. Fii atent, când m-am apucat eu de dresaj, că acum revenim înaintea erei noastre, anul 4000, da? Da, să nu ne mai duce la Mihai Viteazul, nu prea departe. Bun, deci când am început, eu am început cu, în sfârșit, am înțeles că se folosește o lesă și o zgardă și... Zgârzi ce erau pe vremea? Erau niște zgârzi de sârmă, că aia, nu puteai cu o zgardă normal. Îmi pare rău. Trebuie să vorbim despre zgârzi. Dar fii atent. Deci, și lese. În sfârșit, lese de un anumit. Ce facem? Deci, lese, ia să verificăm un pic microfonul. Așa. Asta o dată. Și asta o dată. Cum e? Cum suntem cu sunetul? Spuneți-ne ca să nu vorbim singur. Da? Bun.
A trebuit să mai dau de microfon, pentru că l-am manevrat înainte de a intra în live. Probabil am dat de niște butonele pe acolo și se făcuse sunetul mic. Dar suntem bine acum pentru că a fost verificat. Băi, tu nu mai dormi în post. Zici și tu ceva. Așa. Și eu nu știam de unde se cumpără lese, de unde se... Și eu îmi făceam din Kinga, de-aia mergeam la mercerie, îmi cumpăram Kinga la metru, știi? Și mi-o topeam, mi-o coseam eu cu acu și atașeam o carabină de ea. Și îmi făceam lese, ba de 2 metri, ba de 10 metri. Cum văzusem eu pe vremea aia, era o reclamă la televizor, era un anume, nu știu, nu mai știu cum îl chema, Dykeman, ceva de genul ăsta. Și își vindea el niște DVD-uri de-astea și cum învață el câini să meargă la pas din 2-3 pași. Și ținea, apropo de metode... A, și așa cu lăsa aia lungă, da, așa, și lăsa câine, fugea câinele, da, câinele la acolo, ca auzeze, bingo, ăsta ținea de lăsă și pleca în partea opusă, ăla cădea, se tăvălea, se tura pe jos, se ridica și venea pe el. Și am zis, mamă, să-mi fac și o lăsă de asta, știi? Și făceam, băi, dar știi că funcționa? Deci acum, nu știu, dacă ne-ar vedea cineva pe stradă făcând asta, acum ar zice, mori câinele. Dar pe vremea aia, învățeam câinii să meargă la pas așa. Ține de lesă, mă duceam în față, el pleca, eu mă duceam în spate. El pleca, venea după mine, bineînțeles, mă depășea, fugeam partea opusă și eu tot așa, până îl vedeai că stă undeva în zona asta. Și atunci, tic, 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 dar eu îmi făceam lesele singur. Știi ce? E o chestie foarte interesantă. Vorbim de anii, nu știu, 93, 94, 95, până în anii 2000. E o chestie interesantă, pentru că noi atunci, și noi, toată lumea care era pasionată de câini în momentul respectiv, nu avea surse de informare. Da, internet zero, YouTube nu exista, cărți, deci ții minte că cumpăram reviste ungurești, Acutia sau nu știu cum, și ne uitam la poze ca proștii. Ce sau, mișterea, că nu sau aveam ce cărțile alea cu Stoienescu și Carnațiu păi, și da, mă, dar stai un pic, stai un pic că tu le aveai, eu nu le aveam. Pentru că eu de Stoienescu, știi când am auzit? La armată. Da, în armată, da, mă. Da. Băi, nene, ce carte era aia. Ba, deci, da, dar era trafic. Trafic, da, deci cartea aia, deci cartea aia, eu, deci am făcut niște sacrificii grave de tot, ca să o trag la Xerox. Deci mie nu mi-o împrumuta nimeni, am reușit cu mare nebunii să mi-o împrumute cineva. Era dita mai așa, groasă. Și am tras-o la Xerox și am dat-o la legătorie și mi-a legat-o și am luat și acum, știi? Foarte tare, foarte și tot, tare. Adică, și erau... mai erau cărțuliile alea de Nea Ioan But și de aia multe. Adică nu erau, de fapt nu erau așa de mult. Dresajul câinelui. Lup sau dresajul câinelui da, de vânătoare. Sau... Ideea și mă rog unde vreau să ajung era că având o lipsă atât de mare de informații, toată lumea era obligată să experimenteze și să învețe din greșeli, chiar dacă asta însemna și ce greșeli făceam. Așa, sau prin ucenicie, deci furai meserie, te uitai la unul, așa, vedeai pe undeva, erai super fericit dacă găseai pe cineva să te învețe ceva. Și, sau să te lase măcar să stai pe lângă. Da, și atunci, bineînțeles că de la nenea cu lesa aia de 3 metri sau cât dracu avea, până am încercat cu toții toate cele până când am văzut ce merge și ce nu merge și am reușit să ne sedimentăm niște metode pe care sunt sigur că te lângă și tu ai pățit la fel, după aia le-ai regăsit în mari chestii, știi? Și ai văzut acolo, eu mă, făceam asta, nu știam că se numește, nu știu cum. Dar ce concluzie am tras atunci? Pentru că, na, noi foloseam și noi zgârți de forță, bă, și erau niște zgârți de forță, da, zgârți, bă, nene, zgârți. Și mi-aduc aminte, acum, cred că dacă aș face, apropo de câini din ziua de astăzi, dacă aș face ce făceam atunci, erau câini duri, șnauțări de ăștia uriași, așa l-am descoperit eu pe șnauțărică, care era un plin de mușchi și cu atitudine. Și ca să-l ții pe loc cu zgarda aia, tot trăgeai de zgarda forță și zice, stai cu mintea, stai cu mintea, bă, și rezista, bă, câinele ăla. Rezista cu dita mai zgarda, zice, aia, erau niște zgârzi, acum avem Sprenger, Sprengerul e bine finisat, e mișto. Lasă-mă un pic să zic ceva de zgârzile astea, știi? Deci zgârzile astea, zgârzile de forță de atunci, eu ți-am făcut niște poze acum, știi la ce, știi că noi la Ringstar avem panoul ăla cu obiecte vechi de dresaj. Da, l-am văzut, l-ai pus la tine pe Facebook. Da, deci noi avem un mic muzeu cu chestii vechi de dresaj și zgârzile de forță, ca să le zicem așa, au o mică poveste pe care nu știu neapărat dacă o știi sau ceva. Nu știu dacă o știu, dar anume, mi-a plăcea să și anume, la noi nu știu eu exact care, cine, cum. Ideea e că la un moment dat existau câțiva manufacturieri care făceau astfel de zgârzi. Era un nene, un bătrânel care vindea tot timpul un târg la obor zgârzi. Și avea și elemente de astea de piele și de lesă. Zgârzile respective erau făcute din electrozi de sudură curățați. Deci se lua electrodul de sudură și se curăța frumos, după care erau două matrițe, chiar trei matrițe.
și se îndoiau matrițele alea, după care se muta și pe altă matriță se făcea zaua. Într-o întreprindere de stat ceva se nichela povestea și tot așa. Da, erau nichelate. Da, și există oarecum o mică poveste, pentru că nenea ăla, bineînțeles fiind bătrânel, așa l-am dat, s-a prăpădit. Băi, și noi eram disperați, deci eram disperați că... Ce se, băi, deci zgârzile făcute de bătrânelul ăla, deci n-aveau egal. Deci ca flexibilitate, puteai să o pui la gâtul cățelului. Da, era schema, că exact, să o întorci la gâtul cățelului. Dinții făcuți cum trebuie, lanțul cum trebuie, nichelul nu sărea. Deci era o întreagă poveste, lucru profesional, știi? Și deci după aceea a fost o întreagă desfășurare de forță cumva la moștenitorii lui, v-am vorbit cu fisul, cu nevastă, să cumpărăm matrițele. Să vedem cine dracu cumpără și cine reușește să ia matrițele de la nenea ăla, ca să mai putem să mai facem... Deci să voi, facem voi voia să țineți flacăra aprins. Păi nu se găseau mult. Bă, realitatea este că în idealismul meu atroce de pe vremea aia, aș fi vrut, dacă se putea, să dresez câini așa, prin simplă vorbă, prin telepatie, prin... Bă, și mi-am dat seama că nu merge și nu merge și câinele tot trage lesă și tot mă întinde și tot mă chinui și... Și atunci m-am gândit la zgârzile astea și am început să folosesc. Dar asta am observat și eu la ele. Erau strong, deci puternice, deși erau cu sârma aia groasă, ele puteau fi întoarse foarte ușor. Pentru că nu întotdeauna întorceai, țineai ghimpii. Da, noi atunci le țineam și invers. Da, le țineam și invers, pentru că ajungea câinele să fie suficient de dresat, ascultător, mai făceai pază, cum făceam pază. Hai, vino, fă-te și tu la câinele ăsta, ia, întinde o mână, dă-i, apucă-l, trage-l. Da, bă, nu, deci, oricum, sunt, concluzia este că, da, se lucra un pic mai în forță, ca să zic așa. Pentru că erau și câinii. Duceau câinii. Puternici. Atenție, duceau câinii, deci erau câinii, dar... Nu exista și componenta recompensă. Deci existau și atunci mulți dresori și mulți oameni care foloseau și recompensă, știi? Adică foloseau recompensă alimentară, foloseau minge. Nu era, deci nimeni să nu-și închipuie că, mamă, gata, era numai omorant toți câinii. Dar nu era așa de mare balamucul ăsta, vai, nu-l atinge nici cu un dege, nu-i facem. Nu, era o chestie în care era absolut normal, toată lumea făcea asta, că era zgardă ștrangulantă, că era zgardă de asta de forță, că chestii se întâmplau pe acolo, se întâmplau, s-au întâmplat în toate țările. Eram de fapt oricum, noi făceam, dar nu făceam cu răutate. Nu, niciodată. Cu ambiția asta. Dar ieșeau câini, Cătălin. Ieșeau câini, asta zic. Deci dar noi aveam mai mult contact cu ei, deci câinii atunci erau mai obișnuiți să fie manevrați, să fie ținuți, reținuți, contenționați când era cazul, să poți să-i controlezi la lăbuțe, să poți să-i controlezi la dinți, să vezi ce are în ureche, adică pentru că exista această componentă de comunicare fizică mai mult. Să știi că o aveau pentru și oamenii. Ei, pentru ei era mai simplu la un moment dat să te lase să-l controlezi în ureche. Intra în inhibiție aia, da, vezi o inhibiție, nu cum arată acum un câine inhibat, dacă îl vezi speriat de bombe, doar că l-ai condus un pic de lăsă și ai spus să dea de acolo. Da, știi de ce? Pentru că și proprietarii și persoanele care aveau câini, nu-i hiperprotejau și nu-i cocoloșau și nu... Adică exista libere, dar nimeni nu avea chiar ca acum toată povestea asta, vai, să nu-l împing, de să nu-l trag, să nu știu ce. De ce crezi că astăzi există această reacție, asta este o chestiune socială, dacă mă întreb. Vezi? Adică s-a întâmplat la tot, și la oameni, și la câini. Este influența asta a tot ce vedem în jur. Pentru că există acces la informație și la tot ce se întâmplă, fiecare își expune propria părere, propria convingere și propria apăsare de conștiință pe care o are și trăgând după aceea niște concluzii, din diverse motive. Și oamenii achesează și atunci spun, a, nu, așa este. Și culmea, pe internet, cine are gura mai mare, mamă, și strigă, și face, și am văzut eu o tante din Anglia, care e crizată așa în felul ei, și ia niște zgârți de alea și le flutură în aer și jură pe toți, și toți sunt niște nenorociți. Câinii trebuie dresați așa, prin... Da, mă rog, ce să zic. Lumina soarelui. Am mai vorbit despre asta. Am vorbit despre asta, însă să știi că toată această influență sensibilizează oamenii. Dar oamenii ajung la un nivel de sensibilitate încât nu mai înțeleg natura animalului.
și natura animalului, să fim serioși, a rămas aceeași de acum 2500 orice, de ani și aceeași din 70, de când îl vedeam pe moștașcă că îl dresa pe câine local. Să știi că orice, din punctul meu de vedere, orice animal, dacă vrei, orice ființă, este, nu să zicem, să nu zicem obișnuit, dar este natural pentru el să învețe și în urma unor experiențe neplăcute. Da. Deci se întâmplă, de la faptul că, nu știu, ursul bagă laba în scurbura cu albine și după aia e înțepat. O metodă modernă pe care, se fundamentează tot acest... Știi unde? Da, deci nu este atât de groaznic pe cât crede lumea ca un animal, ca și un om de altfel, să învețe și pe baza unor experiențe neplăcute. Da? Neplăcute nu înseamnă că să îi dăm cu ceva în cap. Da? Problema este... Cu lopata pe problema este... Deci așa cum țin de ce am zis o dată și am spus, și cel mai pozitiv trainer creează o senzație neplăcută în stomacul câinelui pe care o oprește cu mâncare. Da? Deci dacă, ca să ne înțelegem... Asta face din epoca modernă. Da, legat de chestii neplăcute. Problema apare în momentul în care există un dezechilibru mare între neplăcute și plăcute, în favoarea lui neplăcute. Adică dacă sunt mai multe experiențe neplăcute, clar atunci avem o problemă și animalul respectiv, omul respectiv, câinele respectiv, clachează. Dar într-o abordare balansată sau într-o abordare în care totul e pozitiv și tot, lucrurile se echilibrează. Da? Noi am văzut asta în vremurile alea în care, așa cum ți-am spus, nu erau foarte multe elemente mecanice sau negative în dresajul câinilor. Da? Cum să spun eu, era o vreme în care ne luptam cu toții cu lipsa informației, cu lipsa materialelor de orice fel, scule de dresaj n-aveam și atunci ieșeau câinii. Da, ieșeau. Știi de ce? Eu vorbesc cu oamenii și astăzi și le spun că, pentru că și astăzi mai tragem de o lesă, îi mai așezăm fundulețul, îi inducem cumva poziția pe care vrem să o facă. Și fundamental, nu știu dacă atunci exista această interpretare a întregii metode mecanice, însă lucrurile stau cam așa, dacă e să ne gândim. Băi, câinii funcționează pe memorie motrică. Culmea că funcționează, deci în momentul în care tu ridici de zgardă și la pești pe fund, practic apăsarea asta ajută sugestia asta, ridicarea asta de zgardă sau trasul ăsta, cum făceam noi pe vremuri, da? Să îl facă să înțeleagă că mai bine își pune fundul jos, ca așa și menține el echilibru. Ok? Ai făcut o dată de două ori, de trei ori și câinele a și înțeles. Și la un dat îl vezi că se așează singur în fund, ceea ce nu făcuse 5 zile în urmă, niciodată în momentul în care erai tu cu el afară. Deci, cumva toată acțiunea asta mecanică îl ajută să-și îmbogățească experiența de mișcări care practic fac parte din comunicarea asta cu noi, nu? Noi cerem, el face, după aia el ne transmite un mesaj, băi, sunt bine, nu sunt bine, aștept și eu să-mi spui ce fac. Și tu îi spui liber sau îi dai o recompensă, îi dai o minge, cum spuneam. Are legătură cu foarte multe lucruri, Cătălin. Are legătură și deci are sens și tragere. Are sens, are foarte mare sens. Are sens cu decondiționarea de recompensă. Atenție, nu e neapărat, un câine nu trebuie să lucreze neapărat pentru ceva, știi? Ține minte ce am vorbit noi puțin mai devreme. Și ce zice, vorbeam cu prietenul meu din Belgia, că existau și există și acum, dar trebuie să cauți asta, câinele care lucrează de plăcerea de a lucra. Adică pentru ăla că sărea sau că se așeza, șezi, poc, se așeza și uite la mine, ia zi măi prietene, ce mai facem acum, știi? Deci nu se așeza și anticipa, mamă, mă așez că îmi dă ăsta un cașcaval. Se așeza și anticipa ceva, da? Nici nu se așeza ca să evite o corecție. Pentru el era... Cum să spun, dorința de a lucra, de a face energia, facem ceva, decât să nu se întâmple nimic, mai bine să întâmplă un șez. Da, dar sunt rar câinii. Și ca să ajungi la nivelul ăsta de armonie, e greu pentru că, de exemplu, noi, și atunci, dar și acum se întâmplă treaba asta, întâlnim întotdeauna câini ușor tulburați prin excesul ăsta de răsfăți, de lugul din partea stăpânilor. Și trebuie să pornești de la minus infinit și să-l aduci la zero și de la zero să-l duci mai sus. Și aici este impedimentul. Dacă te uiți acum în orice carte care e accesibilă publicului, da? Și, deci dacă iei o carte de acum,
Da? Și o carte din 70-80, ăsta acolo, atunci în anii s-au scris, după 90 nu prea s-au mai scris. Se refer la noi aici? Da, la noi, în România, noi, în România, bineînțeles. Deci o să, ale noastre sunt traduse, că nu prea mai scris nimeni niciun fel de carte. O să vezi, numai, deci nu există absolut în cartea aia nimic legat de tras împins, poziționat. Toată treaba e numai gulu, dă-i cu mă. Pentru că de ce? Nimeni nu-și asumă să scrie sau să spună lucrurilor pe nume. Da, uite, dacă e o carte din anii 70, așa. Ălea o să le vezi balansate, frate. Ăla spune, pui aia, face așa. Îi dai și mâncare, îi dai și recompensă, îi dai și aia. Da, faci așa. În această... Ce faci dacă nu face? Ce în această carte a lui Stoienescu, da, acolo spunea, apuci-le sacul dreapta, îl tragi către sus și îl apeși către jos. Vrei culcat, îl tragi către față, îl apeși pe spate. Da, deci spunea lucrurile astea, dar vezi că după aceea spunea, apoi îl mângâi pe tot corpul și spui bravo, bravo, bravo și dai libertate, joci cu el, țopăi, te învârți cu el și îl lași să miroasă iarba. Deci vezi că exista și componenta asta de recompensare. Era întotdeauna un balansat. Exact ce ziceam mai devreme, trebuia să fie între negativ și pozitiv tot timpul un balans. Un echilibru. Acum, metodele de atunci, ce să zic? Metodele. Dar atunci eu sunt absolut sigur că sunt oameni mult mai în vârstă ca noi și care fac dresaj de mult mai mult timp ca noi, care ar putea să completeze discuția noastră. Sunt oameni care fac de ani de când noi ne-am născut. Poate o să-i... Deși nu știu dacă mai sunt. Dar nu sunt. Da? Și ar fi păcat să noi... Să nu vorbim cu ei, să nu discutăm despre... Da. Despre... Pentru că deci, ei, cu limbajul lor, cu experiența lor, cu înțelepciunea aia pe care au acumulat-o după atâta timp, cred că ar da o interpretare extraordinară a celor... Să ne povestească de un refuz de hrană de la magnetonul pe motor. Cum făceam? Ia, stați un pic. Asta, acum vorbim despre refuzul de hrană. A, nu vreți. Vreți vreau. Dacă le dăm idei. Nu e nimic. Noi vorbim de epoca trecută, da? Acum suntem în epoca modernă, deci nu mai este valabil. Nu, o să zic că lumea... Deci, unii dresori... Alți dresori... Știți cum? Așa, alți dresori... Bun. Foloseau de mult un... Niște inductoare. Da, da. Ca un dinam de la bicicletă. Știi, nu era exact un inductor de la telefoanele vechi, știi? Ah, da, cu și când dădeai cu manivele și băi, da, deci nu vreau să știi, deci un vecin care era dresor, în vremea aia, nu e adevărat eu, pentru că nu mi-e rușine să recunosc treaba asta, deci omule, nu găseai așa ceva. Deci am dat 100 de dolari sau de mărci atunci cu un inductor din ăla, deci era ceva așa. Dar cum îl foloseai? Băi, deci era foarte simplu, știi? Adică era foarte simplu și foarte eficient. Era pe sistemul zdreanță cu ouăle fierbinte, știi? Mm-hmm. Adică era simplu. Aranjai un setup acolo. Acum alte nu spun ca să nu le dăm idei. Dar sunt niște secrete acolo. Nu vreau să facă nimeni. Da, nici nu mai găsiți inductoare din ăla. O să le găsiți pe panoul ăla. Pe panoul ăla Ringston, da. Deci... Era o întreagă șmecherie acolo, dar finalul era pe sistemul că un fir care pleca de la inductorul ăla era legat de un cui și băgai cuiul în pământ și celălalt fir era înfășurat pe o bucată de carne, un crânat sau ceva, știi? Da, astupai, cum era? Astupai firele, da, le aranjai cu frunze, cu chestii, să nu vadă că acum, e, că se prinde că de firele acum alea. O să le zicem un secret celor care nu le ieșea, știi? Că erau unii care nu le ieșea, știi? Păi bă, frate, dacă tu dresezi câinele la 2 luni sau ceva și după aia tu pui mâna pe toate alea, păi el nu-i prost, îl curentezi odată, dar a doua oară nu mai curentezi, știi? Adică toată povestea era să nu pui mâna pe chestiile alea. Da, sau că să le... se ia mirosul păi, și da, se frindă, da, câinele, stai, știi? Sau se ducea cu papucii și el umbla acolo. Nu, deci puneai pe cineva să-ți facă tot setup-ul ăsta și tu veneai frumos cu câinele la plimbare, știi? Da. Și câinele bănănaia pe un boscheț, pe nu știu ce, și iau-te surpriză, găsea pe jos un cârnat. Și era ca în zdreanță cu ou fierbinte, știi? Când găsea cârnatul, ajutorul tău, asistentul tău, ucenicul sau cine erai tu, cine era, pur și simplu dădea la manivelă, dar când îl lua cârnatul la în gură, nițel sau ceva, știi? Dragul, da. Și îi venea lui Bobiță niște curent fix pe limbuță, ca să zic așa. Băi, deci crede-mă, eu n-am văzut... Deci refuză hrană mai eficient ca în vremea aia n-am văzut. Păi da, dar știi de ce? Se creau... Știi de ce? Pentru că
Exact cum, cum există în psihologie această teorie, experiențele cele mai puternice, puternic marcante, da, sunt acelea reținute. Ok? Deci o experiență din aceasta, buf, șocantă, din păcate pentru câine, era reținută cel mai, cel mai bine și se generaliza instant în orice situație, cu orice fel de aliment, dacă era găsit pe jos. Da, și mai, mai se întâmpla ceva, Cătălin, se întâmpla, pentru că, cum să spun eu, șocul, ca să zic așa, imprimarea era atât de puternică, încât după aceea mai foloseam, adică ca să definitivăm procesul, mai erau câteva chestii intermediare, dar foloseai acea, să-i zicem traumă, nu? Într-un fel. Adică era un pic. Era un șoc pentru Era un șoc, da. Dar vezi că caracterul puternic al câinelui îl făcea să treacă ușor de o fază. Nu vreau să spun că mamă, că ce se întâmpla. Nu, chestia asta a salvat viața pentru mii de câini. Sigur că ce mii? Da, cred că zeci de mii. Dacă suntem realiști, să fim realiști, da, așa și este o realitate. Băi, deci mii de câini au fost salvați de la otrăvire așa prin astfel de metode. Deci nu ne ascundem după deget. Oricum sunt lucruri care s-au prescris, se întâmplau. Dacă eu le-am prins în anii 90, așa sigur se făceau din anii 70 sau din anii nu știu care. Și da. Bun, deci se creau astfel de un șoc câinelui, că după aceea mai aveai doar câteva mici elemente pe care le puteai puncta. Și anume cum se întâmpla treaba asta. De exemplu, la un moment dat se foloseau curse de șoareci cu arcul slăbit. Neapărat se slăbea arcul, știi? Puneai o bucată de carne, adică puteai să pui și degetul pe ele, nu pățeai nimica. Dar el cu gândul la curentul ăla care și l-a luat, numai când păcănea... Da, numai când îl atingea un pic... Dar nu te arătea să păcănea, adică... Da. Și chestia asta o mai făceai o dată de două ori și la revedere, nu mai punea la botul în viața lui bunica. În zilele noastre vorbeam cu un prieten care e tot așa dresor ca noi și îmi povestea, bă, știi cum fac eu de condiționare la zgarda aia cu vibrații? Fac în felul următor, câinele se prinde când doare la gât, și se comportă într-un fel când ies garda la gâtul lui. Și cei care folosesc gărduțe chiar dintre proprietarii de câini au observat asta. Dar este o scăpare acolo și tocmai de aceea câinele a început să se prindă. E, ce spunea? Păi știi cum fac eu câinele să vină? În parc când mă duc și fac cu ei, după aceea la un moment dat zgarda aia țiuie. Există unele zgărzi care fac țiuie, știi? Și țiuitul ăla este un semnal că vine o altă stimulare care îl determină să lase orice și să se ducă acolo la stăpân. Și ce zice el? Păi eu iau zgarda o agăț undeva într-un copac acolo. Apropo de chestiunea asta, de cum spui tu că se întâmplă lucrurile. Pun zgarda în copac acolo, câinele când iese prin preajmă, stăpânul strigă și o țiui din zgardă. Câinele când auzi țiuitul, chiar dacă nu mai are la gât, reacția lui este să vină apoi la stăpân. Și uite așa se dezobișnuiește și de a avea o zgardă la care să se condiționeze neapărat. Păi știi cum e asta, ai văzut chestia aia, dacă discutăm despre chestia asta, știi, zgarda electronică e un telefon, știi, și dai un telefon să vină, știi? Da, da, da. Noi aveam telefoane, știi, pe mine m-a costat la un moment dat, deci am reușit, după ceva ani, de ucenicie pe la diversi dresori, pentru că așa se învăța meseria asta, trebuia să fii ucenic. Da, mi-ar fi plăcut să fiu în situația asta, am avut niște oameni care m-au învățat meserie și am învățat foarte multe și o să le fiu recunoscător toată viața. O să-i și pomenesc. Da, sigur că da. Deci, Sandu Berbec, nici nu știu ce s-a mai întâmplat cu Nea Sandu Berbec. Un prilej în plus să-i... Da, Matei, Nicu Matei, nici el, nu, și Petruș, Nea Petruș. Marian Petruș, da, deci ăștia au fost trei oameni care pe mine m-au învățat extraordinar de multe în dresaj, știi? Uh-huh. Și, băi, era la un moment dat o chestie, băi, unul dintre ei, deci avea niște câini, făceau niște chemări, băi, Cătălin, pe vremea, vorbesc de anii 95-96, până în 96, de fapt, 93, în care, bă, chemarea era... Adică acum, uite, suntem și acum o grămadă de dresuri, e greu să dai drumul liber câinelui și să-l chem de între câini și nu știu ce și să vină, fără device-uri și alte lucruri, știi? Băi, și cum ieșeau câinii așa, numai la ăla. Așa, și cum era? Adică după aia îți povestesc eu cum făceam pe vremea aia, apropo de cum dresam noi câinii. Deci fii atent, m-a costat mult
Multă treabă. Ia zi. Până când am aflat secretul și secretul consta într-o banală praștie. Bun. Cu ghinde. Da, știu la ce te... Cu ghinde. Da, am auzit și eu, dar de la un alt resort. Praștie cu ghinde sau cu bomboane. Da, deci nu trebuie să tragi cu pietre, cu ghinde sau cu bomboane. Și era fantastică. Deci fantastică. Deci în momentul în care am prins pilul poveștii ăsteia, deci cred că m-am stat și m-am antrenat, mi-am refăcut. Ca să nimerești și tu. Mi-am refăcut ținta, da? Și atenție, povestea nu era, deci că, pentru că tu până să ajungi la momentul ăla, treceai printr-o serie de exerciții, aveai disciplina făcută, făceai lesă lungă, din ce în ce mai subțire. Da, deci nu îi dai drumul în partea pus să dai drumul, știi? Da. Apropo, telefoane, deci ce făcea praștia la momentul respectiv, făcea ce face acum o zgardă electronică, îi dădea câinelui un telefon. Dar vezi că telefoane... Telefoane știi foarte bine că se dădeau după vremea lui Mihai Viteazu. Când o să găsești, o să găsim cei care mai citesc sau citesc despre dresaj, o să găsească un termen pe care eu l-am primit la un moment dat în întrebare așa, furschet. Deci era un instrument de, sau acum o să-l găsești în chestiile în engleză, throwing chain. Da, furschetul era o chestie nemțească. Da? Și era un lănțișor arătat ca două cătușe, dacă vrei, cu două discuri de metal, așa, știi, care stăteau frumușel palmate și chemai câinele și zbang, le zburai după el, știi, strămă incendi. Funcționau exact ce face acum o zgardă electronică sau ce făcea praștia atunci, îi arăta câinelui că ajungi la el. Tu îl știi pe Maura nostru. E cum? Adică chiar o să avem aici pe canal un interviu cu el. Da. Deci Mauru era profesor în praștie. Deci Mauru știa cu praștia unde să dea. Deci știa ce să facă, că eu mă uitam și nu-mi dădeam seama cum nimerește el, dar el știa să dea pe lângă nu câine. Nu trebuie să nimerești câine. Nu, să nu nimerești. Pe lângă câine sau pe la picioare să-i atragă atenția. Elementul surpriză, sau așa, elementul surpriză era pentru câine că se întâmplă ceva, nu poate să controlezi și eu, opa, aia să mă retrag. Unde mă retrag? La nâna ăla, unde mă simt ce mai în siguranță. Și așa se făcea. Sau, tot așa, cu lănțișorul. Fenomenul care era cu lănțișorul ăsta, băi, aruncăm cu lănțișorul la picioarele lui, dar era un lănțișor, bă, nu era lanțul ăla zgardă, al câinelui, exact. Zgardă, nu era lanțul câinelui din fundul curții. Deci, un lănțișor cam așa de mic, în momentul în care câinele nu era atent, da, și mirosea pe acolo, sau stătea el și se băga în seamă cu un alt câine și ignora total, îl strigai și nu te băga în seamă, îl durea undeva, atunci... Apărea acest lănțișor la picioarele lui și era surpriză. Tresărea și spunea, opa, stai așa, că vorbim mai încolo, trebuie să mă duc până la nenă ăsta, că încep să se întâmple lucruri. Dar știi care era fenomenul ca interpretare interesant la această tehnică de pe vremuri? Că tu creiai o senzație ușor de nesiguranță a câinelui fiind la distanță. Da? Dar nu se stingea sub nicio formă sau se șubrezea atașamentul față de tine și încrederea. Pentru că el asocia doar acolo acest stimul și când venea la tine tu îl lăudai, te jucai cu el, îl aici, era aici erau niște diferențe. Deci avea sens. Cătălin, avea sens. Aici erau niște diferențe între oameni, adică dresori de succes și cei care nu erau de succes și nu sunt nici acum. Pentru că ei vedeau pe unul sau altul că dă cu praștia, dar nu înțelegeau esența. Și esența care era, de exemplu, în ce ai spus tu, ca să poți menține treaba asta, câinele trebuia să nu vadă că tu arunci cu lanțul. Exact. Trebuia să nu vadă că tu tragi cu praștia. Deci tu nu trebuia să-i tragi cu praștia cu piatra în cap. Trebuia să nimerești un gard de lângă sau un boschete lângă. Ideea era să-i arăți că ești un fel de Zeus care ajunge la el. Dar atenție, nu-l vedea pe Zeus când aruncă. Exact, exact. Că dacă câinele se uita la tine și tu trăgeai cu praștia în el, era cea mai mare tâmpenie pe care o puteai să faci. Și stricai relația, stricai tot. Știi, toată povestea era să fii un fel de Zeus care dă cu fulgere și surpriză când le trebuie să vină, frate. E corespondentul, apropo de epoca modernă a dresajului. În epoca modernă a dresajului sunt super mari specialiști de pe planeta Pământ cu sisteme de stămâța în coadă și de un succes răsunător, care folosesc zgarda cu telecomandă, acea zgardă numită de unii în sens peorativ, cu șocuri, cu curent electric și așa mai departe. Acești specialiști, în momentul în care folosesc această zgardă cu semnalele de la distanță, de fapt, asta fac. Transmit câinelui că au mâinile atât de lungi încât oricât de departe ar fi, ar putea să
să-l influențeze chiar și la distanța asta. Dar este un mesaj pe care îl transmite. Condiționează câinele inițial la semnal și după aceea îl folosesc indiferent dacă o să eu, o sintagmă care circulă pe și care îmi place de mor. E în engleză și eu o să am o engleză de bar, dar o să încerc să o zic, cred că o știi. Și the e-caller, da, it's a telephone. Da. The prong caller, it's a steering wheel. And the clicker, it's a freaking party. So, call your dog and guide him to the freaking party. Deci, hai să traduc. Da, e foarte bună. Este și este foarte reală. Așa e. Hai să traduc. Bun. Deci, zgarda asta cu telecomandă este telefonul pe care îl folosești să-i dai un telefon. Da, exact cum îți vibrează ție telefonul în buzunar și te uiți, bă, stai că mă spună cineva, deși tu nu auzi, și faci această chestiune. Câinelui i-a atras atenția ca să creezi o asociere bună cu venirea, da, când îi dai un telefon, îl ghidezi de zgardă, da, și de lesă, apoi dacă a venit și a făcut tot ce trebuie, bim, bim, punctezi, marchezi cu acest clicker și începe distracția. Și atunci îi dai recompensă, te joci cu mingea, faci chestii. Telefon. Și atunci telefonul respectiv îți spune, bă, stai mă, că începe distracția, mă duc și eu. Da, deci chestia pe care în general oamenii trebuie să o înțeleagă este că... Eu o să fiu foarte sincer, știi? Păi, de asta suntem aici. Nu există, să nu ne mai ascundem așa. Nu există un câine dresat, ca să zic așa, bulletproof, fără cu o chemare foarte bulletproof. Ce înseamnă o chemare bulletproof? Îl vezi că sunt 7 maidanezi pe partea aia la alta autostrăzii și el o ia la fugă către ei și tu faci așa. Și el se oprește și vine înapoi. Deci nu obții asta fără niște telefon. Da. Telefonul ăla... Fără să demonstrezi că îl influențezi fizic. Telefonul ăla a existat întotdeauna. Deci de când s-a ocupat omul de câine, cred că pe vremea... A existat legătura asta fizică cumva. Cred că pe vremea lui Heavy Tazi trăgea o săgeată cu arcul în fund sau cine știe ce altceva, știi? Deci telefonul ăsta a existat... Sau îl trimitea pe ăla cu calul pe valet, băi, du-te până la câine și dă-i o lopată în cap ca să înțeleagă că trebuie să vină. Deci pe sistemul ăsta, de-a lungul anilor, a existat. De la throwing chain, wolfskit, praștie, orice fel de chestii. Până în epoca modernă, în care, ok, trăim în 2020 și avem zgârzi electronice, nu cu șoc, nu electrice, care sunt conectate cu telefonul, cu Bluetooth, cu GPS, cu drag, cu nu știu ce. Deci nu mai are nimeni nevoie neapărat de o praștie când avem device-uri de 2020. Dar ca să... Tehnologia a ajuns să-și găsească absolut locul și dresajul. La fel, da. Deci chestia asta cu telefonul, da, a existat întotdeauna. Da, știi că eu am avut discuții cu oameni cărora le explicam ce trebuie făcut de la un moment încolo și spuneau, bă, da, chiar trebuie. Bă, da, chiar trebuie... De... Înainte cum se dresau câinii? Bă, uite, vă zic oricum. Înainte cum se dresau câinii? Da. Înainte se dresau, cum am zis noi mai devreme. Și chiar trebuie dacă... Depinde de așteptările lor, Cătălin. Pentru că depinde ce își doresc. Știi? Știi cum făceam eu cândva? Făceam așa. Deci, înțelesesem că este nevoie de contactul ăsta fizic cu câinele. Și făceam în felul următor. Lăsăm pe câine de la fazele, tragi de lesă, îl aduci la tine, a făcut, îl lași din nou liber, dar câinele se prindea, bă, am chestia asta grea de 10 metri, o atârn după mine, e clar că nu pot să mă duc nicăieri și ce să fac. Ei, și atunci am zis, băi, ce să fac eu, că degeaba îl trag de capătul lesei ăsta, că niciodată nu pot să eu scot de la gât. Cum i-am scos-o, pf, a evadat, nu mai prind. Hai să-l învăț, să mă duc la el să-l accesez, să-l învăț că dacă fug după el, nu poate să fugă de mine. Știi, dacă fuge de mine, calc pe lesa aia, îi spun stai, se blochează normal în lesa, că el încearcă să fugă. Și știi cum sunt câinii, precum copiii, încearcă să fugă doar să te fenteze la distracție, așa. Dar ăla este momentul în care se produce dezechilibru, dacă văd că pot să te fenteze. Și atunci am zis, fug după câine, el o să fugă de mine, eu fug după el, mai și opresc, îl iau de la zgardă și trag și spun, aici, aici, aici și fug până în locul de unde l-am chemat. Vă dai seama cât sport făceam? Și după aia mi-am dat seama, bă frate, miese. Deci, fug după, țin minte că aveam un husky, tu știi, Bonjour. Și îl învățam să vină. Eu ambițios, am, și dacă e husky, ce, bă, nu se poate. Bă, da, știi cum era? Eram în parcul circului, avea o lesă de 2 metri pe el.
Și am zis, bine, îl las liber. Și se duce el așa, el știa care a ales-a după el. Și se uita un pic în spate, mai vedea acolo jos la lac, mai vedea că mai veneau oameni cu câini. Bă, și când o zbugea odată, deci, practic 100 de metri, 150 de metri. Mamă, și eu, bonjour, bonjour, nimic, îl durea undeva zesea. El era acolo, călare, se umfla în pene. Bă, și să vezi ce fețe făcea când eu începeam să fug după el. Doi, și puteți, și când ajungeam, și când ajungeam la el, îl apucam de lesa aia și îi spuneam, aici, aici, și îl trăgeam de lesa, avea o zgardă asta de forță, cum vorbeam noi mai devreme, aici, bă, să vezi ce față făceam, nu-i venea să creadă că eu sunt lângă el, știi? Adică, vezi că necesitatea ca să-i demonstrezi că totuși ceea ce spui tu nu poate fi ignorat, exista de atunci de a avea un contact fizic cu el. Și îl trăgeam suta aia de metri, îl trăgeam, îi dădeam semnale, nu îi rupeam gâtul, dar îi dădeam semnale și îi arătam că, băi, oriunde te te-ai duce, eu tot te prind. Știi cum e vorba paraziților? Poți să fugi, poți să fugi, concurci, concurci. Cam așa ceva. E, și astfel mi-am pus ambiția cu el și l-am făcut, deci un husky siberian, să vină din orice poziție, la orice distanță. Bă, da, știi ce se întâmplă? La Giuc era poveste, e fain. Dar știi ce se întâmplă? La un dat am zis așa, și am mai făcut și cu alți câini chestiunea asta, dar am zis, bă, ok, dar cum îl fac eu, bă, frate, pe proprietarul de câine? Să-i demonstreze propriului câine ce i-am demonstrat eu, să fugă după câine așa. Păi sunt oameni la 60 de ani, la 50 și ceva, femei, bărbați, mai cu kilograme în plus, mai cu probleme. Cum să fugă ăștia după câine ca să demonstreze câinele? Că ai văzut, câinele se prindea. Bă, dresorul e șmecher, dresorul poate, ăsta l-ascult când sunt cu el. E, și atunci, vezi că mi s-a întâmplat, așa s-a făcut un pic switch-ul ăsta, mi s-a întâmplat să văd pe internet o tipă în Florida. Bă, și o văd pe aia, avea o târlă de câini, mulți câini din tot felul ăsta și striga. Pingica, bă, și vedeai că se rupe din gașca aia de câini care se jucau, pingica și venea la ea. Ok, după aia pleca înapoi. Georgica, pac, să vezi că fugea alt câine de acolo. Bă, cum dracu faci asta, frate, că eu fug după câine în țar plombele ca să-i conving că trebuie să vină de acolo. Cum faci asta? Și când o văd, ce crezi că făcea? Ea folosea zgarda cu telecomandă. Și avea exact condiționarea asta. Bă, dacă te strig, înseamnă că trebuie să primești ceva. Dacă nu vii, îți dau semnalul, îți atrag atenția și când ai venit, vine recompensa și poți să pleci înapoi la joacă. Și uite așa, am rămas fascinat. A, nu, ați fascinat și am zis, bă, ia să văd, mă, și eu. Și știi cum am făcut prima oară cu zgarda asta? O aveam pe Maura, eram la, ăștia, la complexul la Canin. M-am apucat, i-am pus gărduța pe gât și am zis, și acum ce neba fac? Mă crezi că am sunat-o pe asta, că luasem prin internet legătura cu ea și mi-a povestit. Și după aia am sunat-o pe asta prin telefon și i-am spus, auzi, și acum ce fac? Că să mor, mi-e frică să apăs pe buton. Stai, mă, liniștit, apasă pe vibrație. Și când am apăsat pe vibrație și văd că se uită câinele la mine, am zis, mamă, cât de mișto. Și după aia, apropo de a face practic, așa, a descoperi, am început să fac și mi-am dat seama cât de utile sunt. Și treaba asta ajută oamenii să nu mai treacă prin tot calvarul ăla prin care treceam eu cândva, fugind după câini, cu ambiție adevărat, dar fugind după câini ca să-i conving că oricum nu pot să mă ignore și cumva fizic le transmit un mesaj să vină înapoi. Și zgarda asta face, așa cum era și semnalul acela cu lămpișorul, cu praștia. Cu... Da, sunt foarte multe aspecte, știi, care s-au simplificat odată cu apariția tehnologiei în dresajul câinelui, știi? Adică de la zgarda electronică până la aruncătoarele de mingi, până la costumele de dresaj și așa mai departe, știi? Adică dacă suntem oameni inteligenți, folosim toate aceste descoperiri și toate aceste chestii în avantajul nostru, știi? Și acum nu mai stă nici naiba să stea să umple cu... Există și tehnică de a le utiliza, de a absolut, le implementa. Exact, asta adică să știi cum asta? Nu mașinile omoară oameni, ci șoferii, știi? Adică dacă folosești prost și o banală lesă de 2 metri, poate să accidenteze un câine, știi? Adică sunt echipamente care au evoluat. Acum nu știu cine mai folosește o praștie în dresajul câinilor, de exemplu. Când avem opțiuni... Tradiționaliști, aș putea. Nu cred că mai e cineva, sincer să fiu. Oricum era o metodă destul de, așa, într-un cer strâns, de care, nici, da, era ținută destul de, oarecum așa, secret sau ceva. Foarte eficientă, de altfel, știi? Acum, ideea e să îmbrățișăm... Bine, să nu uităm de unde am pornit. De ce, Cătălin? Pentru că, vezi tu, acum e o întreagă modă.
Așa. Și între proprietarii de căței și între dresori sau, mă rog, între cei care practică câini, chestia asta așa cu nu mai pur pozitiv, nu mai face, nu, exact cum ai spus, nu-l împingem, nu-l tragem, nu-l atingem, nu facem nimica, dar nici nu rezolvăm cu adevărat multe probleme. Ai înțeles? Corect. Și sunt foarte mulți oameni care rămân cramponați în niște probleme, cu câini condamnați la viață în lesă, condamnați la botniță că mănâncă de pe jos, condamnați la tot felul de alte nebunii și prostii, pentru că nu știm supuși exact tuturor frustrărilor venite din toate aceste nu știm de unde am pornit. Fără noimă pentru ei. Pentru că subiectul de astăzi este ok, cum se dresau câini sau mă rog ce metode erau sau ceva. Băi, erau niște metode care implicau și niște chestii fizice. Nu neapărat corecții, atenție, manevrări. Da. Poate să le zici corecții unele. Da. Deci erau chestiuni mecanice. Știi care este diferența dintre cum se lucrează astăzi și se folosesc metodele alea, oricum. Da. Deci și în ziua de astăzi se folosesc metodele alea. Dar diferența dintre ce se întâmplă astăzi și ce era atunci era următoarea, că atunci, în general, prin abordările acestea, în multe cazuri, dresorii care abordau câinii intrau la un moment dat în conflicte cu căței. De exemplu, una dintre situațiile cu care eu m-am confruntat în dresajul câinilor era că simțeai nevoia să pui mâna pe zgarda aia de forță și să îl tragi, știi? Să îl ții pe loc sau să îl tragi și să îi spui să plece de acolo. Și îl irita la un dat atât de tare că îl tragi de zgardă cu mâna aproape, că se întorcea să te ia de mână. Și atunci, ăsta era un conflict pe care trebuia să-l manevrezi. Nici nu puteai să-i dai drumul lesei, că el înțelegea total greșit și eventual se ducea unde voia să ducă. Dar nici nu puteai să tragi mai tare, pentru că se irita și mai mult. Și atunci era un compromis ăsta în care te trezeai că ăsta face urât, se bate cu tine parte în parte și tu trebuie să rezolvi problema. E, de aici puteai să înveți, bă, mai pun mâna pe zgardă, îl mai zmulcesc atât de tare, ce fac? Și atunci a apărut ideea asta de lesă, de pusesem niște crăvățele la gâtul cățeilor, știi? Scurte așa și agățai ca să nu ții direct de zgardă. De ce reflexul ăsta al câinilor printre altele? Era ca și cum venea un alt câine și ataca să-i muște de gât. Și atunci, normal, reflexul era să se întoarcă, să muște să-l respingă pe celălalt, știi? Deci, lucrurile acestea în ziua de astăzi sunt evitate, sau cel puțin așa ar trebui, dar lucrurile sunt evitate. Sunt sisteme de dresaj, acum uite, de exemplu, nepopul ăsta al lui Bart Bellon, în care el folosește aversives, da? Folosește negativ, în combinație cu pozitiv, dar folosește și niște elemente de decor pe care el cumva le-a inventat sau le-a luat de la bătrânii lui din Belgia, tu știi mai bine. Asta vreau. Da, așa, tu știi mai bine. Dar el le-a pus într-un cadru, așa, și uite că face, să zice așa, bani cu ele și este recunoscut. Folosește niște mici elemente prin care evită, practic, chiar dacă intervine asupra câinilor, evită niște conflicte psihologice directe. Corect? Da, ideea e că față de anii 90-2000, băi, au trecut 20 ceva de ani. Deci acum informația circulă fantastic. Da, da? S-au făcut și descoperiri. S-au făcut descoperiri. Deci oamenii... Recunoaște. Deci, chiar unele nu funcționau. Știi că la începutul discuției... Mai trebuia pus un ingredient acolo. Ai spus tu la un moment dat, la începutul discuției, ok, de ce sunt câinii acum atât de slabi, știi? Mental. Păi unul dintre răspunsurile pe care voiam să ți-l dau atunci, îți voi spune acum, da? Este pentru că dresajul a evoluat fantastic. Deci dresajul acum, în anul 2020, poate să facă dintr-un câine slab să pară un câine șmecher. Dar e doar o aparență. Da. Și pentru dresajul a evoluat fantastic. Tehnicile de dresaj, cunoștințele de dresaj, tot ce înseamnă comportament canin și tot, suntem mai bine dată n-am fost niciodată. Și surprinzător, acum oamenii cei mai proști câini în toată istoria câinilor, știi? Vorbesc foarte serios. Da. Deci nu glumesc deloc. Adică ceea ce spui e o ironie destul de... Da, partea faptului că dresajul a evoluat atât de mult, da? Este și chestia asta că acum câinii nu mai sunt cu adevărat la nivelul de atunci. Nu e ceva rău. Ideea este, așa cum am spus și puțin mai devreme, să conștientizăm faptul că existau niște abordări, niște metode care au fost foarte eficiente, pe ele s-au bazat generații întregi de militari, polițiști, dresori, câini utilitari. Fac o paranteză ca să nu uit. Îmi place ce spui, dar apropo de militari. Mauru
este un fost, practic, se militar. Eu sper să se uite, dar dacă nu se uită, va Dan, revedea pe canalul nostru de YouTube. Mauri spune întotdeauna, pe el îl cheamă Dan, știi? Ah, pe el cheamă Dan Alecu, dacă vreți să ne știți numele real. Dar cum nici pe Calu nu-l chema Calu, în distrinatul îl chema altfel. E, și Mauru cândva, că pe mine asta m-a impresionat foarte tare la vremea respectivă, apropo de modele, culmea, o spun și pe asta, dar este foarte real. Avea un câine de poliție, efectiv, se numea Boss. Am zis că în interviul ăsta, când mă voi vedea cu el aici pe canalul nostru de dresaj, o să îl pun să ne povestească despre cum era el cu câinea. Deci un câine Boss, fenomenal. Deci eu când vedeam ce face câinele respectiv, băi, nebuneam, nu-mi venea să cred cum poate să facă un câine lucrurile pe care le făcea. Un câine poliție și sunt sigur că nu era dresat cu clickerul sau cu eu știu ce pozitiv reinforcement. Sunt niște câini pe care o să ne aducem cei care am prins oarecum. Eu sunt tânăr comparativ cu unii din branșa asta. Știi, dar la un moment dat, uite, ar trebui să iei aici, pe Nea Traian Crașoveanu, pe Marcel Grecu. Sigur, îi luăm la rând și pentru că noi la un moment dat, le-am făcut o întâlnire câtorva dintre ei, băi, și s-a lăsat, am băut bere și am depunat amintiri și am dus și am zis că facem o galerie a câinilor care au rămas în istoria dresajului, știi? Boss este și avem Boss, clar, avem pe Gringol, al lui Marcel Grecu, Rossi, sunt multe nume, da? Gabi Burcescu iarăși, trebuie să ne povestească. Deci sunt, da, toți câinii ăștia nu au văzut în viața lor un clicker. E clar. Da, dar câinii ăștia... Și poate nici nu au văzut vreodată vreo bucățică de mâncare. No, mai vedeau, la refuzul de hrană. Câinii ăștia sunt câini care cred că, din ce știu așa, absolut toți stăteau pe loc când le ziceau în vârful gardului de 2 metri de la stadionul 23 august. Da. Știi? Deci săreau gardul și când ajungea în vârful gardului, zicea stai și se rămânea acolo pe loc ca o vrabie. Știi? Adică sunt niște, dacă vrei să discutăm despre metodele astea, sau mă rog, o discuție aprofundată despre de unde am plecat, cel puțin în România, ar trebui făcută cu oamenii ăștia mai bătrâni ca noi un pic, știi? Da, și o să facem o temă, o să o scoatem în evidență vis-a-vis de cum se lucrau, cum pe exerciții, punctate, cum ajungea un câine să facă lucruri de neimaginat. În ziua de astăzi nu se mai fac lucrurile respective. Deci, vrei să spun, scuză-mă un pic, să-ți spun o fază pe cine am mai aflat eu atunci la vremea respectivă. Eram în tribune la stadionul Dinamo și acolo se făceau din când în când demonstrații de dresaj canin cu câini de poliție sau cu diversi câini. Acolo am văzut eu pe Mauru prima oară cu cățelul ăsta într-o demonstrație pe Ditamai stadionul, cu Ditamai publicul, deci era fenomenal, m-a impresionat. Și apoi un anume Constantinescu Constantin. Băi, mi-a picat fața. Făcea și infractor. Deci mergea, avea o cățelușă Nera, mi se pare că se chema. Ce, un boxer? Deci, nu, era un femeie de ciobane german. Și era cu o grupă de dresaj, de oameni cu câini. Bă, și cățeaua asta mergea numai la picior cu capul la el. Atunci am văzut eu prima oară în viața mea un câine care merge cu capul sus, din orice poziție, în toate direcțiile de mers la pas, da, pe care o demonstra. Și m-am uitat la nenea asta și am zis, băi, când îl vedeam trecând pe lângă mine pe stradă, nu ne cunoșteam, dar știam cine e, că îl văzusem acolo, și am zis, bă, câte o știu asta. Da. Bă, îți dai seama că doar am cap, cum? Sunt... Doamne, și mi-ar fi plăcut să am așa o chestie, să intru în capul lui, să văd cum a reușit el, că părea un om foarte relaxat, foarte liniștit, foarte stăpân pe el, știi? Și totuși câinii erau... Deci asta știi cum? Asta era o vreme pe care, din fericire, am prins-o. N-am prins-o atât de mult pe cât aș fi vrut, știi, pentru că eram puști atunci. Sau, mă rog, tânăr la începuturi, puști, ce să mai... Dar, băi, oamenii ăștia nu aveau informație, frate. Deci nu aveau informație, nu exista internet. Acum ne uităm pe orice YouTube, pe orice chestie și aflăm multe. Cauți ceva, 7000 de păreri. Deci oamenii ăștia făceau niște demonstrații, Cătălin, pe care, cum să spunem, nu avem cum să le facem. Nu avem. Deci de la Neam Mariana Kim cu San Bernardo sau cu Dogi după aia sau cu toți, da, și toate numele că astea. Că ei se strângeau toți în Dita, mai grupurile și de dresaj, veneau, de rase. Veneau, da, asta e altceva, bravo, dar asta altă dată o discutăm, știi? Băi, erau toate rasele. Da, da. Dog german am văzut. Erdel Terrier, da, dalmațieni. Deci toate rasele posibile, exact ce spui tu, câinii erau utilitari, deci câinii făceau chestii, da?
Deci acum... Nu știu, făceau la unison, într-un sincron extraordinar, demonstrație de stadion. Deci eu mi-aduc aminte acum, pentru că noi, partea începuturilor în dresaj, pentru mine au însemnat și în spatele blocului cu câțiva băieți care aveam noi ciobănești germani și ne făceam noi atacuri pe acolo, da. Mai venea unul din armată, mai știa el pe acolo ce a făcut. Și exista, băi, de ce spun asta, nu o să înțelegi mai încolo, o rețetă. Deci ca să poți să faci mușcături cu un câine, manșon din ăla, n-aveai manșoane, că nu exista. De unde să găsești tu manșoane în anii 90? 94-95, știi? Și era o rețetă. Trebuia să ai 7 saci de cafea legați pe mână. Bă, nu 6. Cum era? De iută. De 7. De aia de cafea mari și deși așa, știi? Dacă nu era de cafea, nu era bun. Și dacă da? Erau 7... Și dacă, erau... Deși, dacă erau 6, te durea de căcai pe tine. Da? Dacă erau 8, era dita mai butucă și nu mai putea. Da. Deci pentru ciobăneștii noștri germani și nu știu ce, rețeta e așa. Și stăteai 20 de minute, jumătate de oră cu mâna întinsă așa, și veneau tovarășii și toată lumea și ți lega sacii aia pe mână cu sfoară de iută așa și făceai bâta, cât a mai cârnat. Hai, da? Nici nu puteai să întâmplă. Deci îți dau, cât îți dau cuvântul meu. Dar aștept și la poliție tot așa era. Deci, pe eu nu știu acum, eu nu știu acum, deci făceai uite așa un tub din ăla. Da, da. Da, bă, și mușcau de te durea, erai tot numai vânătăi pe mână. Deci băgau gura, aveau... Deci băi, deci erau niște gânde, deci îți rupeau mâna până 7 saci de iută înfășurați pe mână, știi? Da, da, ce... Ce, apropo și acum, ce pentru... temerari, bă, frate. Deci eu și acum pot să-ți fac un manșon ăsta de pus pe mână, cu care poți să de faci... Faci la muzeul acela. Deci fii atent, poți să ți-l fac din două cearceafuri și o pernă. Deci îmi dai două cearceafuri, dar vorbesc foarte serios, și o pernă, dar astea mui normale, și îți fac un manșon cu care poți să faci și cu un pitbull, dacă vrei. Și nu țin. Da, 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 astea sunt niște chestii care, cum să spun eu, pe vremea aia le făceai din Rahat Beach, știi? Bun. Foarte, 2020. Foarte tare. 2020, suntem în epoca în care încercăm să facem din câini lucruri cât mai mișto și chiar se poate. Sunt tot felul de sporturi canine care excelează în a dresa câina. Da, ne scrie lumea că nu suntem așa de bătrâni. Nu suntem, dar ce să facem? Bă, nu suntem, dar apropo de bătrâni, fii atent. O să invite Cătălin. Adevărații bătrâni. Și păi bătrânii. Adică dacă noi care facem de 20 și ceva de ani dresaj, vorbim așa de bătrânețea în dresajul ăsta, da? 25, nu 20 ceva de ani. 20. Așa, să vină, poate o să vină din cei care i-am pomenit mai devreme, să spun într-adevăr povești din aia, din anii 70 sau chiar. De când noi nu eram născuți. Da, acolo o să vedeți. Apropo de bătrânețe în dresaj, mi s-a întâmplat odată, cred că aveam vreo 20 și ceva. Eram tot așa un puștan, dar entuziast. Eu mă sună cineva cu un, domne, avem un ciobănesc caucazian în vârstă de 7 luni de zile. E cam rău, când latru la poartă și vreau să-l iau de zgarda, apropo de treaba asta, se întoarce să mă muște, ce să facem? Bun, și mă duc, n-aveam mașină, n-aveam carnet, mă duc în față la mall-ul Slavitan și mă vine nenea, ăsta era la vreo 50 ceva de ani, 60, să mă ia de acolo. Când mă sui în mașină, se uită așa la mine și îmi zâmbește, știi? Și eu mă uit la el, da, e, ce faceți, cum e? Da, păi, uite-mi vine să râd. Dar de ce? Păi, credeam că ești mai în vârstă, el, știi? Și eu la un dat l-am întrebat, dar de ce, care e tâlcul? Deci, că dacă erai mai în vârstă, intervenea rutina, experiența, știi? Și mă uitam la el și nu-mi dădeam seama ce vrea să spună, dar până la urmă, mi-a venit să-i spun, auziți, dar ok, sunt tânăr eu așa și, dar de unde știți că nu fac dresaj de la 2 ani și am experiență de 22 de ani în spate, știi? Adică nu poți să te raportezi neapărat la vârstă, că experiența... Îl mai știi pe nenea. Nu ține numai de vârstă. Era un nene în București, trebuie să-l știi, dar să nu spui cum îl cheamă, știi? Care era... pensionar tipul, știi, și mergea tot timpul într-un costumel de camuflaj și țapă așa pe la Unirii, pe alea, pe acolo. El era bătrân, da, știi, îl vizualizezi. E normal. Da, deci tipul era foarte simpatic, da, tizul, exact, da. Făcea el niște dresaj sau ceva, bine, rău, nu contează despre treaba asta, dar omul făcea în anii 2000 și un pic, deci el atunci făcea dresaj, de vreo 2-3 ani, știi, deci nu era, știi. Da, el era bătrân. El era bătrân, da, se apucase de vreo 2-3 ani de dresaj, știi? Și el se ducea și îi spunea tuturor: "Mamă, că
s-a pensionat de la jandarmi sau nu știu, de nu știu unde. Da, era o poveste interesantă, știi? Asta apropo de ce spui tu, că asta nu înseamnă că... Știi cum mi s-a... Știi? Asta e precum mi s-a întâmplat toată cu o tipă, cu un ciobănesc german. Și în loc să dresăm câinul ăla, ea mă tot lua la întrebări. Dar de când fac, cum fac, dar dacă fac așa și fac... Mă tot lua la întrebări. Și ne-am dat una dintre întrebări, a fost, dar tu de când faci dresaj? Păi și nu știu, spun și eu atunci de vreo 20 de ani sau cât era, 19-20, nu știu. Și că, sigur, adică nu, că n-ai vândut cartofi în piață sau... Și mă uitam la aia, bă, ce are fata asta? Și, păi, puteai să... Dresezi un câine acum 20 de ani, după aia făceai taximetrie și te-ai apucat acum și zici că, zici că faci de 20 de ani, așa și cu tizul ăsta. Da, nu mă dați fiare, dar asta ca o paranteză așa, pentru că na, e interesant, e drăguț și am dat un alt subiect. Mă duc o dată la un club de dresaj în Belgia, știi? Și bă, erau numai bătrâni acolo. Deci, bă, eu m-am simțit nepoțel. Da, da. Adică, oricum, deci asta, meseria asta, acum 25 de ani, eu 93 am făcut primul câine pe bani. Da, 27 de ani, da? Se făcea numai prin ucenicie, știi? Adică învățai, trebuia să te lipești lângă cineva să înveți. Deci dacă era vreun bătrân care mă băga pe mine în seamă, eu îi căram geanta forever, știi? Adică făceam infractor pentru el, îi aduceam bere, cheltuiam alocația pe bere pentru el. Și m-am dus la un dat, după mulți ani, bineînțeles, la un club în Belgia, eram în continuare iarăși surpriză, tot cel mai tânăr pe acolo, știi? Și mă prezintă cu cine am fost acolo și uite, Robert face și el dresaj în România. Știi, și ăia erau, deci cred că media de vârstă acolo era de 70 de ani toți, la masă, cu berile în față, mucaliți, așa, și face unul. Și ia arată-mă mâinile. Și face. Nu ești dresor bun, ai încă toate degetele. A, știi? Da? Și arătați, și face, da, și, nu, da. Și face, și face la bătrânii de la masă, ia arătați-mă mâinile, și fac toți, știi, cu cât un deget lipsă, cu cât o treabă, știi, erau așa, știi, și zice, hai, tu te adune niște beri și așa de aici jos, știi. Mă rog, hai că am... Băi, adevărul este că... Cred că v-am plictisit? Mai stăm un pic, mai stăm Cretine, un pic. Dacă spuneți acolo, ne-am plictisit. Ne-am plictisit, mai mergeți pe acasă. Și noi o să mergem acasă, de unde suntem. Așa, și revenind acum în 2020, în epoca modernă a dresajului, se tot propovăduiește dresajul pozitiv. Da. Dar ce înseamnă dresajul pozitiv până la urmă? Nu cred că știu nici ei foarte bine. Cred că aici este micul secret. Că ei folosesc niște termeni, că sună bine, da, și că dau bine așa în online, dacă este vorba să scrie cât un text, dar nu știu exact nici ce înseamnă dresajul bazat pur pe pozitiv. Pentru că dacă stăm să ne gândim, aici este diferența. Băi, dresezi un câine pe pozitiv, ok, se presupune că doar încurajezi niște comportamente pe care el le are, da? Deci e clar că nu mai folosești lesa aia, nu mai folosești garda aia, nu mai folosești garda aia. Dar, apropo de chestiunea asta, uite, o să-ți arăt un mesaj care mi-a fost transmis. Apropo de pozitiv, da? Bună ziua, domnule Cornea, am un husky de 7 luni. Am luat-o de la o lună și o săptămână. Avem o curte mare cu flori și vie și pom fructifer. Este de nestăpânit. Ok? Nu, să nu exagerez. Ascultă comanda șezi, cu minte, adică culcat, lăbuța sus, adică sari, da? Dar în lesă nu merge. Adică mă trage. M-a dărâmat de două ori, mi-am julit genunchi. Băi, cum e asta? Da? Singura pedeapsă administrată este bățul și legatul. Are un băț în, cu ghilimele de rigoare. Am neapărat nevoie de ajutor. Ce zici? Deci, el știe șez, știe culcat, ascultă, dar m-a pus pe burtă, mi-am rupt genunchii. Ce am putea să folosim din dresajul nostru de demult în cazul unui câine ca ăsta? Ia, hai să facem un joc așa de studiu. Ce să... În primul rând, o zgardă de forță. Da? O zgardă ca de forță. Ca să nu mai trag. Da. O zgardă de forță care o să elibereze omul ăla de o problemă și o să-l facă să fie capabil să se gândească după aia la altceva.
tot de dresaj, da? Corect. Și dacă îmi permiți să îți spun 2-3 minute o poveste, o să spun o poveste foarte interesantă, deși asta era poate alt subiect, iarăși. Deci la un moment dat la noi la club am primit o vizită foarte elaborată așa, unei fundații faimoase din Anglia, recunoscută pentru welfare și, mă rog, este cu animal fare și așa mai departe. Și delegația respectivă era formată așa, Cătălin. Un instructor de dresaj, un specialist... A, deci era armată acolo. Un instructor de dresaj, un specialist în comportament canin și, hai să zicem, o doamnă specializată pe anumite terapii. Nu vreau să dau nume sau ceva, da? Și ei au venit acolo cumva să ne învețe și să discutăm, să facem un schimb de experiență despre, mă rog, dresaj și alte chestii și nu știu ce. Și la vremea respectivă, era terenul din primul nostru teren, în clubhouse era un rastel cu zgârzi și lese de vânzare. Uh-huh. Și fii atent, deci a fost, deci băi, n-am să uit în viața mea, deci au intrat dresorii aia din Anglia cu specialistul în comportament canin, cu fundația Lupește. Ei, a, nu știu ce, bună, nu știu ce, și când au deschis ușa și au intrat în cabană și au văzut toate zgârzile alea cu cuie puse la vânzare, Sprenger, rastelul Sprenger cu toate alea, nu știu ce, băi, am crezut că fac apoplexie. Deci băi, știi cum au fost aia? Deci au început să tremure, au ieșit, să plâng că ei pleacă, că nu știu ce. Că ce e asta? Că unde au ajuns? Că nu știu ce. Băi, frate, și zis, bă, dar stați un pic, cred că oricum n-aveau avion decât peste câteva zile. Oricum n-aveau, să pleci. Mă rog, ca să fac long story short, știi? Oamenii au asistat timp de vreo săptămână așa la cursurile noastre, la dresaj, la tot. Cătălin, și după vreo săptămână vine dresorul. Zice, bă, Robert, păi explică-mi și mie ceva. Ce? Păi, toată lumea, eu știu de când fac dresaj, el făcea de vreo 8 ani atunci, da? Dresaj. Zgârzile astea cu cuie sunt proaste. Și zic, așa zice ție, da. Dar de ce sunt proaste, l-am întrebat? Păi nu știu, că n-am încercat niciodată. Pentru că mie toată lumea mi-a zis că sunt proaste, că nasol, că traume, că nu știu ce, că nu știu ce. Bă, și vin pe tine și te întreb, că uite, vin de o săptămână la tine la club și văd câini foarte fericiți. Cu stăpâni foarte, cu stăpâni foarte fericiți, care dau din coadă, se joacă, nu sunt traumate. Cum e asta? Cum? Ce se întâmplă? Care-i felul? Ce se întâmplă? Și zic, bă, tu unde ești dresor? Și mi-a sunat un orășel de la, de gen Târgu Ocna din Anglia. Și zice, băi, și ce? Păi am 20.000 de locuitori, am înțeles. Și cât timp faci tu mers la pas acolo? Și merg din la pas, nu? Oh, păi eu încep așa cu clicker-ul, întâi arunc mâncare pe jos, nu știu. Și băi, zi, bă, cât faci? Păi cam 8 luni. Să meargă la pas. Da, să meargă loose leash walking, da, știi, da, da, în mediul ăla. A, și orășelul ăla cum e? Păi 20.000 de locuitori, fără maidanezi, fără gunoaie pe stradă, fără nu știu fără ce. Fără stimă. Am înțeles. Și tu crezi că în Bucureștiul nostru, în anul ăla care era 2019, știi, o să vină vreodată cineva să mă plătească pe mine 8 luni de zile să meargă cu la pas? Când el are o problemă, el a ajuns la dresaj, că are o problemă, Cătălin, că îi rupe ăla, cum a zis doamna din mesajul tău. La fiecare metru întâlnește câte ceva și se... Și a zis doamna din mail-ul tău că, bă, m-a trântit, mi-a rupt piciorul, mi-a făcut nu știu, ăla are răbdare, el să te plătească pe tine 8 luni. Și am zis dresorului din Anglia atunci, a zis, uite cum facem noi, îi rezolvăm problema omului. Că el o are în cap, el degeaba, dacă el nu o să-și rezolve problema repede, o să se ducă la altul, care poate e mai prost ca noi și pune și barta electrică de gâși și cine și dracu îi face. Da? Noi rezolvăm problema într-un mod smart și îl lăsăm eficient, bravo, și îl lăsăm să fie capabil să învețe altceva după aia, că nu mai are problema aia. Și după ce și-a reconstruit relația cu câinele, după ce a învățat principiile dresajului, îi zicem, auzi, dar cred că hai să-i punem un canine collar sau un gentle leader sau altă zgardă sau... Dar el, datorită acelui moment în care noi am rezolvat problema, a depășit momentul și a căpătat capacitatea să învețe altceva. Încredere, a văzut că funcționează, sugestiile sunt eficiente, a căpătat încredere și dorință și are de a merge mai departe, exact. De a aprofunda. Da, și a zis, de asta îi vezi tu, altfel să te demotivezi. Că fac agility, că fac auzgări de alea de forță și nu se întâmplă nimica, nu se, toți sunt veseli, dau din coadă și nu că ar fi extraordinar de bune și facem numai asta, știi?
Dar la un moment dat, într-un proces educativ pentru un anumit câini, este nevoie și gata, ce să ne mai... Este clar. Dar vezi asta tu... că revenim la metodele de 2020 da. Legate de cele din 1900 vară. Păi de asta spun. Vezi că până la urmă nu inventează nimeni roata. Nu, deja inventată. Doar că trebuie să știi, alături de ceea ce se folosea atunci era eficient, să pui ingredientele din timpurile noastre și ușor, ușor să aduci acești în care de altfel sunt mai sensibiluți, să-i aduci la nivelul de lucru și de ascultare a celor care erau atunci și care suportau un alt regim de dresaj. Dar mai este ceva. Să nu uite oamenii că pe vremuri, când noi trebuia să învățăm oamenii să-și controleze câinii, oamenii trebuia să-și controleze câinii într-un mediu ostil. Pentru că toți câinii care erau și aveau teritoriile lor revendicate, da, erau foarte ofensivi. Câinele nostru din lesă ori se speria și încerca să fugă, ori încerca la rândul lui să se confrunte cu ceilalți. E, și tu trebuia să înveți omul să-și țină și câinele pe loc, să nu fie pus pe burtă din cauza supărării propriului câine pe câinii străzii, da? Și totodată să se concentreze, apropo de cum îl faci, să scape de problema respectivă, să se poată concentra și la altceva. Să se concentreze după aceea ce alte mijloace să folosească, dincolo de controlul propriului câine, ca să-i liniștească pe ceilalți câini. Mă rog, asta deci era foarte dificil dresajul și misiunea pe care noi o aveam în mediul și în contextul ăsta din București, de exemplu. Nu s-a schimbat uriaș de mult mediul ăsta, știi? S-a schimbat, într-adevăr, nu mai sunt. Da. Este mult mai multă relaxare. Mult mai multă relaxare. S-au schimbat oamenii, s-au schimbat câinii de rasă, s-au schimbat multe lucruri, știi? Adică nu mai e acum același lucru. Dar roata nu trebuie inventată, trebuie să ne asumăm roata, știi? Adică roata există acolo, bazele acolo, a fost chestia, sunt lucruri care se pot folosi în continuare. Și sunt chestiuni științifice, nu pot fi adaptate, deci indiferent de timpurile în care... Adaptate la 2020, avem în continuare telefonul, nu mai e praștie, e zgardă electronică, avem în continuare zgârzile lui moșul din târg, dar nu mai se numesc așa, sunt din inox, sunt rotunjite la capete, sunt nu știu ce, foarte bine finisate, nu fac probleme, nu mai avem throwing chain, avem discuri legate între ele și le găsești la Pet Shop și nu fac nimic oricum. Deci avem tot felul de chestiuni, știi? Din păcate avem și un mare lobby care din punctul meu de vedere este numai o chestiune de marketing, da? Un mare lobby împotriva a tot ceea ce înseamnă chestii de genul ăsta. Da? Asta este. Asta e altă marketing discuție. În zona oamenii au devenit sensibili, oamenii au devenit așa. Dar știi ce am remarcat eu până la urmă? Că în momentul în care au o problemă, dar cu adevărat au o problemă. Până la urmă acceptă. Și, exact. Și au o problemă. Realitatea. Așa. Și își doresc să o rezolve. Da? Atunci apelează la roată. Știi? Ia roata aia. Da, ei n-ai cum să ajuți un om care nu își dorește să fie ajutat. Asta e clar. Deci mai avem 5 minute pe ceas, da, ne-am lungit, dar discuția a fost extraordinar de incitantă și totodată fascinantă. Așa că, ce spui? Zim despre cât de mult ți se pare ție că ți s-a schimbat optica vis-a-vis de dresaj și de felul în care se dresau câinii atunci versus epoca modernă de acum. Ca o concluzie, nu sunt așa mulți ani, știi, sunt 25-27 de ani, să zic așa, dar s-au schimbat foarte mult. Să trag atenția că sunt dresori, da? Să le zicem colegi de-ai noștri de această vârstă, care atunci nu erau născuți. Da, îi salutăm deci pe această... Deci e o viață de om totuși. Îi salutăm pe această cale, știi? S-au schimbat foarte multe lucruri, s-au schimbat din păcate niște lucruri care atunci erau oarecum, nu știu cum să spun eu, băi, din punctul meu de vedere, câinii erau mai bine lucrați, nu știu dacă ești de acord cu mine sau nu. Dar eu mi-aduc aminte că livram niște câini, nu numai noi doi. Asta spun. Eu cred că deci, atunci câinii făceau mult mai multe. Exact.
decât fac în momentul de față, prin dresajul ăsta pe care... Da, deci acum eu cumva o poveste, nu vorbesc de mine sau de tine, pentru că sunt niște resurse limitate, oamenii au mai puțin timp, dar din punctul meu de vedere au scăzut foarte mult așteptările. Păi în vremurile alea nu exista să livrezi un câine să nu meargă liber la picior pe stradă. Da. Adică eu știu că pe vremea aia eram atât de perfecționist încât și cel mai dresat câine mi se lua, stai mă că nu merge, deci, nu să-i dau omului câinele ne-ndresat până la capăt și lungeam cu ei numai din ambiția asta. Te duceai cu omul în parc, scoteai lesa de la câine, fugea la câini, îl chemai, venea și se făceau lucrurile astea cu... Ălea vechile, știi, cu praștia, cu tău, știi? Dar vezi tu că acum, în 2020, putem face chestia asta. Facem chestia asta. Numai că lucrurile s-au schimbat. Adică... Este o componentă. Și îți spun eu care este componenta în acest moment. Trebuie să ai argumentele forte prin care să convingi acel stăpân la fel de sensibil și influențat de virtual, păi, de online și de informația aceea, de multe ori trunchiată de pe online, ca să poată să înțeleagă că tehnicile clasice bravo. De cele mai multe... Revenim la englezul meu, da? Util. Revenim la englezul meu. Păi ca să obții treaba asta, să meargă câinele liber de la Piața Romană până la Unirii, eu aveam unul care plecam cu el de pe Negustor și mă duceam cu el până în Izvor, dădeam o tură de Izvor și mă întorceam înapoi numai liber la pat, nici nu l-am lăsat cu mine. Și era câine de client și mulți așa, zeci, sute de câini așa, da? Păi acum, în momentul de față, cum să faci chestia asta? Că odată dai cu așa, lula ia o blândă zile să meargă loose leash walking. Știi? Dar păi no leash walking. Știi? Nu că s-ar preta chestia asta. Adică una peste alta, cum să spun eu, nu mai sunt pârghiile necesare să convingi oamenii că poți face treaba asta într-un timp eficient financiar. Da? Dar, bă, înainte trebuie să-i punem niște telefoane, trebuie să-i punem niște zgârzi, trebuie să-i punem niște chestii. Sau... Nu putem numai cu pozitiv și ăla într-un timp eficient financiar. Dacă mă plătești un an de zile, nu e o problemă. Încheiem cu un exemplu de ineficiență. Să vină dresorul la tine acasă, să lucreze patru luni cu cățelușul în bucătărie, și după ce tu în aceste 4 luni ai avut o răbdare de fier să vezi că nu funcționează nimic din ce face câinele în casă când te duci cu el afară, să-ți spună, păi stai că pentru a lucra afară este altă mâncare de pește, este încă 4 luni, așa că dacă vrei mă plătești dublu ca să-ți fac câinele să meargă în lăsa afară. Asta e o dovadă de ineficiență apropo de dresajul din epoca modernă, așa că nu vă mai lăsați păcăliți și căutați să... Vorbiți cu specialiști care pot să fie eficienți în tehnicile pe care le aleg pentru câinii voștri și totodată să știți că sunteți în epoca modernă a dresajului cu tehnicile cele mai eficiente pentru a avea câinile pe care vi le doriți. Sunt Cătălin Cornea. Robert Caraman. Robert Caraman, acesta a fost live-ul nostru despre paralela asta în timp de cum se dresau câinii atunci și cum se dresează acum. Și cu siguranță vom continua dialogul pe multe alte teme interesante și vom face trimiteri și în spate în timp, pentru că sunt sigur că experiența pe care o avem sau la care am fost părtași a altor dresori din acest domeniu vă va ajuta să vă luminați un pic și să înțelegeți că ceea ce se spune în online este întotdeauna compatibil cu realitatea din teren. La revedere!